Primul campion mondial al României la box profesionist, Mihai Leo, a urcat în ring cu Moroșanu. Cei doi și-au amintit de vremurile în care își nimiceau rivali. Leo l-a vizitat pe Moroșanu la Academia de Lupte. La antrenamentul din ring, loviturile de knockout au fost interzise. Bătrânețele astea ne ajung din urmă, dar instinctul de prădător nu l-am pierdut niciodată. Mihai Leo ține legătura cu prietenul Vitali Klitschko. România poate fi în planurile rușilor. E declarația înspăimântătoare a fostului rege din box. Ultima oară, acum vreo 5-6 zile, am vorbit cu el. Sunt oameni care mor lângă el, cad bombe lângă ei. Este chiar asta, zicea și el, că este ceva incredibil. Moroșanu a învățat să tragă cu arma în America, la Chicago. Un român care era polițist mi-a dat toate armele posibile și AK-47 și sniper. Am tras și cu... E o senzație de putere așa.